Este 18.000 de metri pătrați. După semnarea contractului, o să vă invit să vizionăm un film care să ne arate cum arată astăzi baza sportivă la terenuri și cum va arăta această bază sportivă la finalizarea lucrărilor. Durata de realizare a investiției este 16 luni, 120 de zile pentru proiectare și 12 luni pentru executarea lucrărilor din momentul începerii lucrărilor, adică din momentul semnării ordinului de începere, care se va întâmpla luni, săptămâna viitoare. Deci de luni calculăm 16 luni și venim la recepția finală. Știți bine că la Cluj-Napoca aceste termene sunt nenegociabile, sunt doar de respectat și de implementat. Cu siguranță ne vom bucura să vă lăudăm că veți termina baza sportivă mai devreme și clujenii se vor putea bucura chiar pe parcursul verii anului viitor sau pe parcursul măcar unei părți din vara anului viitor de această bază sportivă. Termenul contractual, așa cum v-am spus, este 16 luni. Asta înseamnă că undeva înaintea toamnei anului 2021, clujenii se vor putea bucura de această bază sportivă. Acum o să vă invit să semnăm propriu-zis contractul, după care o să vă invit să luați cuvântul. Domnilor directori, domnule Delcu, domnilor colegi, vă invit să semnați contractul pe care l-aveți în față. Fac mențiunea pentru presă, ca de obicei, că în măsura în care există întrebări pe care doriți să le adresați, grupul de WhatsApp este deschis, vă stau la dispoziție pentru a vă răspunde în final la eventualele întrebări pe care doriți să le adresați mie sau firmei câștigătoare cu privire la acest proiect. Am deschis WhatsApp-ul cu grupul, dacă va fi cazul, vom avea întrebări. O să vă rog să primiți și acest exemplar pentru a-l semna. Să mi-l returnați. Diana, te rog să asiguri preluarea. Diana se ocupă de altceva. A uitat că de la metrou și trenul metropolitan mai coboară mai jos pentru alte proiecte mai mici ca investiții. Așa, nu e atât de important ca cel de săptămâna trecută, dar e important și acesta, așa. N-are o valoare atât de mare, dar tot important pentru Cluj. Vă rog să-mi aduceți contractul celălalt semnat ca să putem să-l semnăm. Gata, să fie într-un ceas bun, contractele sunt semnate. Felicitări Maso Sidansu în august-septembrie 2021. Până atunci, din partea firmelor din asociere, domnul Nedelcu este mandatat să prezinte punctul domniei sale de vedere. Felicitări, succes și aveți cuvântul. Vă mulțumim. În primul rând, ne bucurăm că avem oportunitatea de a realiza un proiect de asemenea vergură în municipiul Cluj. Societățile noastre au experiență pe partea de reabilitare drumuri, construcții, proiectare peisagistică, amenajare. Ca lucrări de referință aș putea să vă enumăr reabilitarea cetății de la Sighișoara, stadionul municipal din Sighișoara cu pistă omologată de atletism la nivel european, Centrul Medical Transilvania. Mulțumesc. Sunt câteva lucrări de referință care v-au făcut de altfel eligibili pentru a participa la licitație. Sper că, la fel ca obiectivele pe care le-ați realizat și la Cluj, să vă onorați obligațiile contractuale. Ați câștigat într-o competiție dificilă. În consecință, sunt convins că aveți resursele, capacitatea și forța să duceți acest proiect la bun sfârșit. Domnule Dedcu, dacă doriți să mai adăugați. Vă mulțumesc mult. Felicitări. Felicitări și celorlalte firme care au asigurat participarea. Le salut pe domnul Percea Mircea din partea Open Trans și domnul Opriș Alexandru din partea Electrogrup. Vă salut și vă felicit ca parte a asocierii și bine ați venit la acest moment
desemnare a documentelor, că de altfel mulțumesc colegilor mei pentru implicarea în acest proiect ca să ajungă în această fază, începând cu domnul viceprimar Dan Tarcea, care a luat din temelie acest proiect împreună cu domnul Șurubaru și l-au dus mai departe cu Ovidiu Câmpean, cu doamna viceprimară Ola Hemeșe și cu cel care asigură paza ordinea publică. Va fi mai simplu, vom avea un sistem de supraveghere video modern, domnul Bonțidean, pentru finalizarea proiectului, astfel încât să nu fie probleme. Și evident, direcție tehnice, domnului director poliției, noi e prezent astăzi, doamnei director Hens, director investiții și celorlalți colegi care au muncit de la juridic și tehnic până la patrimoniu, revendicări și așa mai departe, pentru ca lucrurile să-și urmeze parcursul firesc. E o muncă de echipă și le mulțumesc tuturor pentru efortul pe care l-au făcut, ca astăzi să fim în acest moment. Aș sublinia faptul că trebuia să încep cu mulțumirea adresată clujenilor și societății civile. Acest proiect a fost produsul bugetării participative, la fel ca cinematograful Dacia din Mănășturi, și acest proiect s-a născut din colaborarea cu societatea civilă și astăzi, uitați, suntem în faza de a fi aproape de a trece la lopată și sapă și buldozer și spații verzi și gazon și alte lucruri necesare pentru realizare. În acest sens, ce conține foarte pe scurt viitoarea bază sportivă? Activități sportive în aer liber, terenuri pentru tenis de câmp, basket, mini-fotbal, badminton, volei, suprafețe sintetice vor fi peste tot amenajate, terenuri cu nocturnă și acces liber, respectiv terenuri cu programare prealabilă, la fel ca în baza sportivă Gheorghen, teren sintetic de basket 3x3, activități sportive în spațiu închis, și anume în sală se va putea practica tenis de masă, perete pentru escaladă, studiu yoga, aerobic, fitness, squash. De asemenea, vor fi amenajări exterioare pentru sporturi de masă, pista de alergare, zonă cu aparate și echipamente pentru parkour, zonă skatepark, zonă fitness cu echipamente dedicate atât tinerilor cât și seniorilor, zonă de recreere pentru copii cu diverse trasee și jocuri, zonă de recreere pentru seniori, șah, tenis de masă, un anfiteatru în aer liber cu posibilitatea amenajării unui patinoar în sezonul rece. În dotări vom avea stații de încărcare biciclete electrice, bike sharing și parcări biciclete. Vor fi modernizate căile de acces spre amplasament. Cu alte cuvinte, așa cum v-am spus, dotări de ultimă generație, moderne, inclusiv cei metri pătrați despre care vorbeam realizați aici, pe cele 4,2 hectare, vor fi 18.000 de metri pătrați de spații verzi amenajate. Dar o imagine mai mult decât 1000 de cuvinte și în acest sens vă invităm ca împreună să vedem un video în prima parte cum arată astăzi baza sportivă la Gheorgheni, baza sportivă la terenuri și imediat cum va arăta baza sportivă la terenuri în toamna anului 2021. Haideți să vedem împreună acest material video, cum este și cum va arăta. Vă invităm să ne uităm acolo.
acestea au fost imaginile prezentate cu privire la baza sportivă la terenuri, cum arată acum și cum va arăta la sfârșitul proiectului. Astăzi arată așa pentru că foarte multe dintre aceste terenuri existente acolo sunt private și nu puteau face obiectul modernizării de către primărie, întrucât, așa cum a spus, aparținea unor persoane fizice sau juridice. În consecință, am fost obligat să aplicăm prevederile legale legate de expropieri. Și pe această cale răspund și primei întrebări, Gabriela Dragotă, dacă au existat nemulțumiri legate de prețul pentru expropierea terenului. A fost acționată primăria în instanță? Sau anunțat proprietarii? Proprietarii au dreptul să atace în instanță, potrivit legii, exproprierile făcute în privința valorii terenurilor. Valoarea exproprierilor este de 550.000 de lei. Banii sunt consemnați în cont și, în consecință, proprietarii pot să acționeze în instanță dacă sunt nemulțumiți de valoarea exproprierilor. Subliniez faptul că această contestare nu oprește derularea proiectului. Proiectul merge mai departe, se realizează și în cazul în care instanța de judecată va avea o altă părere, o altă poziție sau o altă sumă, ne vom conforma deciziilor instanțelor judecătorești. În consecință, în acest moment nu am știință de existența vreunei contestări în instanță, dar nici nu o exclud, cetățenii pot să facă acest lucru și aceste proceduri judiciare își vor urma un curs paralel. Noi am făcut o evaluare a proprietăților existente conform legilor statului român pe bază de evaluare oficială, am consemnat sumele respective de bani din bugetul municipiului Cluj-Napoca și atât cere legea, atât am făcut. Dacă, repet, vor fi alte, vor fi incidente, alte prevederi, vom vedea. De asemenea, Ovidiu Cornea, deputatul Adrian Dehotaru, semnala recent faptul că în zona la teren sunt excavați copaci pentru un proiect imobiliar. În ce măsură va fi afectată? Nu. Acel teren este privat, este de cealaltă parte a pârâului, n-a fost avut în vedere în amenajarea bazei sportive la terenuri. Acolo nu există aprobat niciun proiect imobiliar în acest moment. Este depus o documentație la Comisia de Urbanism și care se află în analiza acesteia. Nu știm cum va arăta și ce se va aproba cu privire la acel proiect. Acolo s-au derulat activități de întreținere a proprietății de către proprietarul privat, dar nici într-un caz n-are legătură cu baza sportivă la terenul și nici cu construcția astăzi a vreunui bloc sau unui alte structuri urbane acolo, la care ați menționat dumneavoastră. După cum v-am precizat, baza sportivă la terenuri nou creată are prevăzut accesele și din zona pârâului și din zona existentă a parkingului în momentul de față, reglementate intrările, ieșirile spre baza sportivă. Așa. Dacă au fost integrate propunerile de la societatea civilă. Da, au fost integrate toate aceste propuneri pe care le-am organizat la CIC și de aceea am ajuns la acest proiect care este ușor modificat față de varianta inițială prezentată anul trecut. Dacă mai sunt întrebări, alte întrebări nu văd până în acest moment din partea presei. În consecință, vă urez succes, spor la treabă, contăm pe seriozitatea și profesionalismul dumneavoastră și ca acest nou parc, această nouă zonă de agrement sau bază sportivă va întregi calitatea vieții locuitorilor municipiului Cluj-Napoca. Pentru până la urmă e vorba de calitatea vieții la Cluj, pentru că acest lucru este extrem de important pentru a menține competitivitatea orașului nostru, pentru a menține calitatea vieții și ca oamenii să spună în continuare, îi fain la Cluj. Vă mulțumesc tuturor, spor la treabă, vă invit să facem o poză pentru viitor, să avem aici ca punct de reper, după care ne apucăm de treabă. Să văd dacă mai sunt întrebări, nu mai sunt întrebări, în consecință declar partea aceasta oficială închisă. Vă mulțumesc tuturor, vă invit să facem o poză de grup. Cu respectare evidentă a distanțării sociale. Fotograful va trebui să stea mai în spate sau mai sus, ca să aprinde toată lumea cu păstrarea unor distanțe. Nu. Nu.
Gracias.